Și din Matei, din capitolul 21, să citim câteva versete, în special versetul 15. Haideți să citim de la versetul 10 în jos. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Oseana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea: tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă rog frumos, reluați locurile. Este o sărbătoare mai specială. Noi sărbătorim intrarea Domnului Hristos în Ierusalim și nu este greșit să ne salutăm cu acest salut minunat: Hristos a înviat. Iar dacă noi vorbim zilele acestea despre jertfa Domnului, despre moartea Lui, El nu a rămas în mormânt, este viu în vecii vecilor și stă la dreapta Tatălui. Se întâmpla în Europa, în special în Franța, secolelor trecute, atunci când murea un rege, imediat abia aștepta următorul, fie că era fiul lui sau unul din rudenile lui, abia aștepta să ia locul acelui rege și poporul care stătea la poartă și auzea vestea, striga în gura mare și în cor: regele a murit. Și după aceea striga: trăiască regele, adică nou rege. Strigau în gura mare că a murit cel vechi și strigau în gura mare să trăiască cel nou. La noi, în creștinism, este foarte, foarte diferit. Regele nostru a murit, regele nostru trăiește veșnic. E diferit, fraților, e diferit. Și este marea noastră bucurie să slăvit să fie Domnul. Și pentru că astăzi este așa o sărbătoare și așa o bucurie, pe lângă faptul acesta că noi sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim, ne bucurăm că încă viața pulsează, încă puterea de la Dumnezeu este prezentă și încă Dumnezeu ne dăruiește o șansă ca omenire, ca oameni. Și dovadă este faptul că avem o fetiță așa de frumoasă în mijlocul nostru. Dumnezeu a făcut o mare minune, să știți. Nu există artist, nu există medic, nu există tehnician, inginer, nu contează, mașinărie, dacă vreți, pe pământul acesta, ca să fabrice copii. Asta nu există. Dumnezeu este Cel care țese copii, e marele țesător. Tu mi-ai întocmit rărunchii, spune psalmistul, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Fraților și surori, uitați-vă la marea minune, uitați-vă cât e de micuță, dar gândiți-vă un copil când e numai embrion. Cum îi face marele țesător rinichii, rinichii, numai la atâta să ne gândim, două boabe poate de grâu sau de orez. Doi rinichi și să pulseze viață în ei, inima și așa mai departe, organele interne, îi face muguri de mâini și de picioare și rânduie Dumnezeu ca în muguri ei să fie ascunsă în înțelepciunea lui 5 degete, să nu fie 4, să nu fie 6. Rânduie Domnul să aibă ochi, să aibă urechi, să aibă tot ceea ce vrea Dumnezeu. Și o mare minune când un copil se naște și un copil sănătos. Domnul să o binecuvinteze cu sănătate și cu prosperitate până la capătul vieții.
Și ne uităm aici și am avut pe inimă alt cuvânt, dar totuși în ton cu sărbătoarea asta, când ne rugam noi, am avut așa din partea Domnului o sclipire, un gând și am auzit o voce care spunea: strângeți copiii, strângeți copiii. Și aș vrea pe linia asta să mergem în ziua aceasta. Înainte de a intra în textul nostru, aș vrea să vă spun că s-a arătat din partea Domnului, în special în dreptul părții surorilor din biserică, era o pană lungă ca de struț, așa înțelegeam că era ca o pană de struț, dar era foarte lungă, avea probabil vreo 2-3 metri și pana asta era îmbibată în praf de cărbune, era neagră. Și diavolul, vrăjmașul, tot venea la nivelul gândului la unele din surori să le lovească și să le pângărească la nivelul minții prin niște vorbe care să se răspândească, niște bârfe, niște lucruri care nu erau bune, nu erau ziditoare și cugetele multora să fie pătate înaintea lui Dumnezeu și se cerea atenție și veghere, în special în partea surorilor. Domnul să ne ajute la aceasta. Am încheiat ceea ce Domnul mi-a spus. Haideți să ne uităm puțin la textul nostru și să vedem unde să strângem copiii. Strângeți copiii. Vedeți? Matei a fost cel care a surprins această imagine în versetul 15. El pare că este singurul dintre sinoptici, dintre evangheliști, și el surprinde aici imaginea. Împăratul intră în Ierusalim, ajunge la Betfage, spre muntele măslinilor, și le spune la doi ucenici: mergeți în satul din fața voastră și aduceți. Ce să aducem? Sunt acolo doi măgăruși, aduceți-i. Și i-au adus. Marele împărat Iisus Hristos se suie pe măgăruș, pe mânzul măgăriței, intră în Ierusalim în aclamările și în gesturile de biruință ale celor din jurul lui și intră în templu, spune versetul 12, face curățenie acolo, vin niște bolnavi la el și el îi vindecă și încep să se mânie niște oameni. Versetul 15, preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile, asta a fost una, și doi, când au văzut pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Fraților și surori, erau acolo și copiii. Asta nu era o treabă de oameni mari sau numai de oameni mari. Asta nu era o sărbătoare numai pentru oameni mari. Asta era o lucrare care îi privea și pe copii. Slăvit să fie Domnul! Și gândul pe care Domnul mi l-a dat este acesta: strângeți copiii. Unde să-i strângem? Unde? Unde? Și mă uit în textul nostru și primul punct pe care vreau să-l amintesc: să strângem copiii lângă împăratul împăraților. Acolo să-i aducem, lângă el. Fraților și surori, aici în capitolul 21 strălucește mai tare ca oricând oficiul lui Hristos de împărat. El a fost și profet, el a fost și preot. Preoția lui și-a exercitat-o în special pe cruce și după ce și-a dat trupul și viața ca jertfă pentru noi. Asta a fost și este preoția lui. Din momentul în care marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis: te jur, și Hristos Domnul i-a spus: da, sunt Fiul lui Dumnezeu, și marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis: ce părere aveți? Să fie răstignit. Din momentul acela preoția a trecut din punct de vedere oficial în dreptul marelui nostru preot. Și punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot la dreapta măririi în ceruri, slăvit să fie numele lui. Oficiul lui de proroc și l-a exercitat de la începutul misiunii lui și până aici. Dar aici este o paranteză minunată, paranteza împărățirii, a exercitării oficiului lui de împărat. Și ce împărat este acesta? Pentru că spuneam, strângeți copiii, să ne strângem copiii noștri. Unde? Lângă împăratul împăraților, pentru că el strălucește ca împărat. Acum gândiți-vă, fraților și surori, dacă acei copii care au mers cu părinții lor ca să-l întâmpine pe împăratul s-au dus acasă
și s-au întâlnit cu colegii lor de joacă, ce le-or fi spus? Băi, noi azi am fost la circ, nu? Am văzut doi măgăruși, unul avea coada mai lungă, unul mai scurtă, unul avea urechile lăsate, nu? Circ, nu! Eu cred că copiii mei, dacă s-ar duce undeva și ar vedea așa ceva, ar fi foarte impresionați de măgăruși, în special de măgăruși. Și să știți că noi, în epoca asta libertinismului, avem, să știți, o tendință așa de păcătoasă ca să distragem atenția de la ceea ce e cel mai important lucru în sărbătoare și oamenii să-și ațintească privirile în orice altă parte decât la Isus. Avem darul ăsta de la firea noastră pământească, de la diavolul, dacă vreți, de la părinții noștri, Adam și Eva. Se spune că în America, și vă îndemn cei care aveți posibilitatea, citiți cartea Când sarea își pierde gustul, pentru că e foarte importantă și vorbește despre tendințele bisericilor noastre de astăzi. În America, în ziua asta de flori, cum îi spunem noi, de intrarea Domnului în Ierusalim, în America un păstor, ca să facă sărbătoarea să fie mai, s-a îmbrăcat în alb, s-a suit pe un măgăruș, și-au căutat din comitet 12 oameni și ei s-au îmbrăcat în alb și ăștia cu frunze și cu tot felul de lucruri. Când intră frații în biserică, domnule, ce să vezi, păstorul nicăieri, ușa se deschide ca la circ, ca la teatru și intră măgarul, nu, intră măgarul și merge în față. Extraordinar, toți, bravo, bravo, cum fac americanii. Și de atunci a rămas zicala că până și măgarii au intrat în biserică. Dar e trist, să știți, e foarte trist, foarte trist. Pentru că atunci când noi mergem și când ne strângem copiii noștri la casa lui Dumnezeu, la biserică, atunci când ei vin aici la biserică, ei trebuie să stea lângă împăratul împăraților și lângă Domnul domnilor. Ei nu trebuie să urmărească show-uri, ei nu trebuie să urmărească teatre, ei trebuie să-L vadă pe Iisus, fraților, și Domnul să ne ajute la aceasta. Domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus, Doamne ajută la lucrul acesta. Și mă uit, fraților și surori, aici, la Cartea Sfântă, și haideți să intrăm în Scriptură, că e cel mai important lucru ăsta, nu măgarii și nu alte povești, că nu ne interesează astea. Haideți să ne uităm puțin aici cum l-a prezentat Matei, evanghelistul ăsta minunat, extraordinar. Matei de obicei le scria evreilor, de aceea tot citează, după cum este scris, după cum este scris, și e un om extraordinar. Cum îl prezintă Matei, evanghelistul Matei, pe Domnul Hristos? Pentru că noi vrem să ne strângem copiii lângă împăratul împăraților. Și haideți să vedem cum arată acest împărat al împăraților. În primul rând, împăratul nostru este omniscient, el știe totul. Uitați-vă de la versetul 1 și până la versetul 6. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, se întâmplă ceva. Iisus ia pe doi ucenici și trimite, le spune, duceți-vă, unde să mergem? Păi uite, este un sat în fața voastră, e primul detaliu profetic pe care Domnul îl are. 2. În satul ăsta există o pereche de măgăruși, e o măgăriță și un măgăruș împreună cu ea. 3. Să știți că sunt legați. Și 4. O să aveți discuții cu proprietarii. Sunt 4 detalii pe care eu, le zice Domnul Hristos, vi le dăruiesc. Și le-a dat detaliile astea. Exact așa s-a întâmplat, încă vine Marcu și mai adaug un detaliu, al cincilea, că sunt undeva la o cotitură a drumului, acolo se află măgărușii ăștia. Și se întâmplă exact așa și ei merg și găsesc acest măgăruș și îl observăm pe Domnul Iisus Hristos aici, atot știutor, omniscient, are un atribut pe care numai Dumnezeu îl are. De ce? Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Și aici îl observăm pe Domnul. Plus, ce să mai vorbim? Versetul 4 comentează Matei, inspirat de Duhul Sfânt.
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, și vorba aici de Zaharia, care 9:9 deja prevestea: spuneți fiicei Sionului, împăratul tău vine la tine. Era deja prevestit. Și aici îl avem pe împăratul care știe totul, care are ochii ca parafocului, care cunoaște toate lucrurile. Noi trebuie, fraților și surori, să-i strângem pe copii în jurul aceluia care știe și cunoaște totul despre ei. Vă rog frumos, nu uitați, spuneți-le mereu și mereu și mereu: vezi că Domnul te-a văzut, vezi că Domnul te cunoaște, vezi că Domnul știe unde te-ai dus, vezi că Domnul e în urmele, pe urmele tale. Am întâlnit pe un frate, actual este păstor în America, dar el în tinerețea lui, sau mai bine zis în copilăria lui, a ajuns departe de Domnul, a plecat de acasă, s-a dus la școală, s-a întâmplat că s-a înhăitat cu niște copii mai răi așa și s-a îndepărtat de calea Domnului. Spunea el că singurele lucruri care l-au adus înapoi în biserică au fost, unu, cuvintele din Biblie pe care mama lui l-a învățat și îl răsplătea cu câte un leu. Măi copile, verset? Un leu, un verset, un leu, un verset, un leu. Zice, eu, asta e regula. Și așa l-a învățat mama o mulțime de versete și zice, când vroiam să fac o prostie, pac versetul în cap și mă enervam și vroiam să-l smulg de acolo, dar nu mai puteam. Era acolo, leul lui mama, leuțul ăla. Zice, asta a fost una, dar doi. Primeam scrisori de la tata și mă îngrozeam ce îmi scria tata în scrisori. Copile, dragă, bagă de seamă, în data de ai fost văzut în locul cu tare. Era o tablă pe care scria grădină de vară. Erai la o masă și stăteai cu doi colegi, vorbeați prostii, ați consumat cu tare la masă și Dumnezeu e supărat pe tine. De unde știe tata de toate treburile astea, spunea el? De unde știe tata? Și zice, mi-am terminat studiile și m-am angajat și m-am dus nervos acasă și am luat o sumă de bani și am zis, mă duc la tata pentru că aveam scrisorile și mă duc la tata cu banii și îl întreb, te rog frumos, spune-mi, cine, că eu m-am certat rău cu colegii mei cu care chiar am fost la grădina de vară și chiar am făcut lucrurile alea și m-am certat cu ei, că am crezut că ei m-au părât. Te rog frumos, spune-mi cine m-a părât, cine ți-a spus unde am fost, atunci, atunci, atunci. Și tata s-a uitat la el și a zis așa, copile dragă, nu mi-a zis nimeni decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avem, zice, aici, pe ulița noastră, un proroc, un om al lui Dumnezeu. Și eu mă rugam cu lacrimi pentru tine și plângeam. Și când nu mai știam ce să fac, mă duceam să mă sfătuiască Domnul. Și când intram la proroc, îmi spunea, vezi că l-am văzut acolo și scria, grădină de vară. Și era la o masă și încă masa era rotundă. Și stătea acolo cu încă unul și cu încă unul și ei arătau așa. Și eu îți scriam aceste scrisori, pentru că Dumnezeu din cer te cunoaște, te vede, El are ochii ca parafocului. Zice, asta m-a făcut să mă duc la casa Domnului, că deja era Mateu, spunea el. Am ajuns să citesc Biblia hazlie și râdeam de Dumnezeu și de biserică și eram ateu. Dar faptul că tata mi-a zis că Duhul Sfânt mi-a citit gândurile și tot ce era acolo și cuvintele mele, m-a făcut să mă duc la casa Domnului, să mă rog și să-i spun, dacă tu exiști, Dumnezeule, revelează-mi-te. Și zice, atunci m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, m-a eliberat și azi sunt un slujitor în via lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus! Strângeți copiii, este un îndemn biblic, fraților și surori, și putem să luăm, dacă vreți, din Ioel, că e biblic. Strângeți și copiii care stau la sân, spune acolo în Ioel, tot să vină să plângă preoții între templu și altar, pentru că diavolul și moartea intră pe ulițele noastre și intră pe ferestrele noastre și diavolul astăzi mai mult ca oricând caută copiii noștri și vrea să-i înghită și să-i ducă în lume. Doamne, ferește copiii noștri! Și mă uit mai jos,
De ce să-i strâng lângă împăratul împăraților? De ce să-i duc lângă el? De ce să nu-i duc lângă un om? De ce să nu-i duc într-o instituție? De ce să nu-i duc, cum spuneam, să vadă ceva, un animal sau altceva? De ce să-i aduc aici, la casa lui Dumnezeu? Și ăsta iar e un aviz pentru unii care duminica, ei o consideră zi de odihnă și în loc să vină la casa Domnului, se duc în altă parte. Își cresc copiii în altă parte și copiii cresc departe de Domnul, departe de biserică și Domnului nu-i place să știți lucrul acesta. Strângeți copiii lângă împăratul împăraților. Uitați-vă la el, el știe totul, el cunoaște totul, ochii lui sunt ca para focului. Ba spune versetul 5. Și aici îi aduce o singură calitate și o citează din Vechiul Testament. Dar în Zaharia 9:9 noi îl vedem pe Domnul nostru, pe împăratul nostru, blând, smerit și biruitor. Sunt trei calități pe care le pune Zaharia 9:9 în fața noastră. De ce să-i strâng lângă împăratul împăraților? Pentru că de la el o să înveți aceste calități minunate. Copilul tău, dacă vine lângă Iisus, va învăța să fie blând, va învăța să fie smerit, va învăța ce înseamnă să fii biruitor, să biruiești păcatul. Asta se întâmplă atunci când ți-ai adus copilul lângă împăratul împăraților. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Strângeți copiii lângă împărat. De ce? El este blând, este smerit, este biruitor. Observați numai atât un amănunt. Când Solomon a devenit împărat, s-a dus Benaia, căpetenia oștirii, și cu un proroc, dacă nu greșesc, cu prorocul Natan, și l-au luat pe Solomon și l-au înscăunat ca rege. Dar au luat catârul împăratului. Și l-au dus călare pe catârul lui David, era un animal care era exact al lui David și era și acesta un gest până la urmă, un gest oficial prin care îi se dăruia autoritatea lui David, noului împărat, lui Solomon, regele pace. Uitați-vă la Domnul Hristos, putea să ceară de la Dumnezeu și să spună, păi eu sunt fiul tău, să intru în Ierusalim călare pe un cal alb, nu-i mai bine? Pentru că uite ce măreț e un cal alb, uite ce frumos ar arăta. De ce să intru eu pe un măgăruș? Odată că era prorocit, era profețit. Dar al doilea lucru, așa a rânduit Dumnezeu ca să ne reveleze smerenia lui Hristos. Nu un cal, nici măcar un catâr, catârul ca înălțime vorbind, e între măgăruș și cal. Mai bine un măgăruș, că așa scrie și trebuie să ne dea Domnul Hristos o lecție de smerenie. Observați smerenia lui Hristos. Întotdeauna când au încercat să-l facă împărat, a fugit de ei. Dar când au vrut să-l răstignească, i-a căutat. Pentru că el era și este smerenia lui Dumnezeu întruchipată. Haideți să învățăm de la el, fraților, să învățăm de la el. Spunea fratele Iacob Șumandea, mi-a rămas așa ideea asta de la el, zice, fraților, uitați-vă, zice, la o capră și la o oaie. Zice, capra totdeauna caută locurile de sus, tot pe sus, tot pe sus, tot pe sus. Dar zice, oaia, dacă te duci și vrei să o tunzi, geme și tace. La capra, zice, zbiară, îți sparge urechile. Dați-vă, zice, la o capră și zice, să știți că în zilele noastre, zice, au început să sară și caprele pe la amvoane, zicea bătrânul. Foarte interesant, să știți, foarte interesant. Dar mândria nu-i place Domnului, să știți, mândria nu-i place. Haideți să învățăm de la Domnul Iisus Hristos smerenia. Amin? El este blând, este smerit, este biruitor. Ne uităm mai jos. Versetul 9, de ce să-mi strâng copiii în jurul Domnului Iisus Hristos? Pentru că El este Mântuitor. Versetul 9,
Noroadele care mergeau înainte și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Versetul 15. Copiii au învățat refrenul acesta și au început să strige: Osana, Osana, Osana. De ce? Domnul Iisus mântuiește. Osana înseamnă salvează-ne, salvează-ne, te rugăm. Mântuiește-ne, te rugăm. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Doamne, ajută-ne să strigăm și noi Osana și să ne audă copiii, să vadă copiii că suntem mântuiții Domnului și să știe că în Iisus Hristos este mântuire. Amin. Apoi ne uităm la Domnul Hristos, versetul 12, ca la un Dumnezeu drept, este drept. Eu mi-aduc copiii la un împărat care nu doar că îi mângâie așa pe cap și le spune bravo și când au făcut prostii și când au făcut bine le zice bravo, nu, 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 ăsta nu e împăratul împăraților, ăsta e alt împărat. Eu îi aduc pe copiii mei la un Dumnezeu care este drept. Dacă vede că ceva nu este în regulă, el merge și face curățenie, face curățenie, face curățenie. Uitați-vă versetul 12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Dă afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. Răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le spune din Biblie, Ieremia 7:11, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Fraților și surori, istoria spune că în timpul acela exista așa numitul bazar al lui Ana. În bazarul ăsta lui Ana, a marelui preot, se vindeau undeva la 250.000 de capete de animale în fiecare an. Vă dați seama ce afaceri grase făcea Ana și Caiafa? Și au ajuns cu afacerile lor până în templul lui Dumnezeu, acolo unde trebuia să se audă rugăciune, se auzeau behăit, se auzea altceva, nu se auzea ceea ce trebuia. Și erau așa numiți inspectori al lui Ana, neabietul evreu, cum spune în cartea Levitic în 23, dacă n-ai posibilitate să îți duci animalul, îți mulți kilometri, schimbă, vinde, schimbă banii, aduci și cumpere acolo. Asta făceau mulți, dar erau alții care veneau cu animalul lor, aveau posibilitate să-l aducă. Și când ajungeau acolo, venea inspectorul, zice, urechea asta e cam micuță față de cealaltă, noi așa o observăm. Dar nimeni nu observa, numai inspectorul, că e urechea mai mică. Se respingem, ăsta nu-i, ăsta e cu cusur, ăsta nu-i pentru jertfă. Și respingea. Și acolo, după colț, aștepta cineva și zice, auzi, nu vrei să-mi vinzi mie mielul ăla care ți-a fost respins? Ba da, ți-l dau. Dar cât îmi dai pe el? Jumate preț sau un sfert de preț? Atâta îți dau, că are cusur, n-am ce să-ți fac. Și omul își lua bietul de el banii și se ducea să cumpere de la marele preot. Și își găsea mielul acolo, la marele preot. Cât cer pe mielul ăsta? Și era mielul lui pe care l-a vândut la colț. Atâta, 3 prețuri, 4 prețuri. Se îmbogățea marele preot, își umfla buzunarele. Clar că l-au deranjat așa de mult gesturile lui Hristos, că până aici, în momentul ăsta, observați până în capitolul 21, Hristos are milă de oameni, nu-și ridică glasul pe ulițe, îi blând, îi așa, îi așa. Dar blândețe nu înseamnă până la urmă să fii, cum zicem noi, așa, nu vreau să pronunț cuvântul, că e urât, e înjositor. Nu, nu asta înseamnă blândețe, nu. Blândețe înseamnă și fermitate, blândețe înseamnă să ai principii. Să ai principii și când principiile alea sunt călcate, principii biblice, atunci trebuie să acționezi. Că nu poți fi blând cu copilul tău atunci când îl vezi că înjură, nu? Poți să fii blând cu el? Să lași să intre oul de șarpe în inima lui și în ființa lui și în familia ta? Nu, asta nu poți, nu poți îngădui. Pentru că din nou ăla de șarpe va ieși un șarpe și până la urmă te va chinui. Pe tine și toată familia, nu poți să faci lucrul ăsta. Numai pe considerentul că ești blând, trebuie să fii blând ca părinte, îngăduitor. Nu, 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 nu.
Iisus intră în templul lui Dumnezeu și erau acolo pentru că, vă dați seama, la templu trebuia să existe o monedă de schimb. Ei aduceau dinari, de obicei din Imperiul Roman, și dinarii ăștia aveau chipul cezarului și nu putea să intre un chip străin în templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este sfânt. Noi ne închinăm la un Dumnezeu pe care nu l-am văzut. E prima poruncă din cele 10 porunci, că n-ați văzut niciun chip. Și atunci să vă închinați așa cum se cuvine lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul tău e singurul Dumnezeu adevărat. Închină-te lui așa cum trebuie. Nu aduce chipul cezarului în templul lui Dumnezeu. Și atunci erau schimbătorii de bani care îți dădeau argint de al templului, care n-avea pe el niciun chip, n-avea niciun efigie, nimic, și tu îi dădeai dinari. Și Domnul intră în templu și vede toate lucrurile astea și vede că și pe porumbei se făceau anumiți bani. Și atunci Domnul vine și scoate totul afară și își demonstrează autoritatea. Din capitolul 21, Domnul deja schimbă foaia. Până aici l-au tot lovit farisei și cărturarii și au tot dat în el. De aici a început el să-i lovească. El a început să-i lovească. Și în capitolul 22 din Matei e numit capitolul amuțirilor, pentru că Domnul Hristos începe să-i atingă, să-i atingă. E pilda anunții fiului de împărat. Și un om amuțește pentru că Domnul începe să-l întrebe, împăratul, gazda casei, unde ți-i haina de nuntă? A amuțit. Trebuia să o aibă, nu avea. Vin la Domnul niște farisei, vorbesc de banul birului. L-au lăsat și au plecat, i-a închis, i-a blocat. Apoi vin ceilalți saducei cu învierea, vor să-l blocheze, i-a închis și pe ei. Apoi vine unul și îl întreabă cu porunca cea mai mare și iar îl blochează. Și apoi până la urmă Hristos le pune o întrebare și ei toți tac. Și spune versetul 46 din Matei 22, nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări, pentru că i-a închis pe toți. Asta s-a întâmplat cu Domnul Hristos, cu acel Dumnezeu blând, care e totodată și drept. Strângeți copiii lângă împăratul împăraților care știe tot, care poate învăța blândețea, smerenia și ce înseamnă să fii biruitor, care poate mântui, care este drept. Acolo să ne strângem copiii. Doamne, ajută-ne! 2. Unde să strângem noi copiii noștri? În mijlocul închinătorilor, în mijlocul închinătorilor. Observați de la versetul 6 în jos, câte categorii de oameni sunt aici. Era și o adversitate, erau farisei, cărturarii, toți aceștia, erau contra. Dar sunt aici închinătorii. Și spune Biblia că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui cum? În duș și în adevăr. Strângeți copiii în mijlocul închinătorilor, strângeți-i la templu, versetul 15, când au văzut pe minunile pe care le făcea, spunea, și pe copiii strigând în templu, unde să-i strângem? Acolo, în mijlocul închinătorilor, la templu, la casa lui Dumnezeu. Tată, mamă, știi, nu prea am chef să mă duc astăzi la biserică. Nu, tu trebuie să vii la biserică. Asta e o poruncă, e o necesitate, nu e o opțiune. Auzeam despre protestul acela în Germania, pe care români inimoși de ai noștri s-au dus și l-au dat și l-au susținut în favoarea familiei Furdui, pe care cred că mulți o cunoașteți așa din știrile pe care le avem în ultimele vremuri, familia asta la care i s-au luat copiii și motivul principal pentru care statul german le-a luat copiii, știți care a fost? Că îi forțează să meargă la biserică, auzi? Dar stai un pic, ei au acea o fetiță, uite cât e de mică, voi o forțați să vină la biserică? Păi cum o? Ce poate să... Voința are, n-are, încă n-are, ea nu știe pe ce lume trăiește, s-o trezi ca dintr-un somn, e bucuroasă, se simte bine aici, la sânul mamei. Dar să o iei, să o forțezi, cum adică să o forțezi? De ce l-o luat chiar pe ăla micu sau fetiță sau ce are familia asta? Ana mică, o luat-o și-o dus-o.
Și pe aia o forțat-o. Fraților și surori, putem să vorbim aici mult pe tema aceasta. Statul nostru și statele lumii civilizate, să numim așa, că nu vorbim de sălbaticii care sunt în Australia sau în Africa. Statele lumii au o curiculă școlară și copiii trebuie să meargă să învețe. De ce să nu o luăm din punct de vedere spiritual? Copiii noștri trebuie să vină aici să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu putem pune semn de egal-egal între școală și biserică? Atâția ani, atâtea sute de ani, școala și biserica au trăit în aceeași curte. În special în România și nu numai, în Europa, citim în perioada medievală. Cine voia să învețe carte, se ducea la școlile întemeiate de preoți și școala s-a format în tilda bisericii. Și asta a fost și școala românească. Acum, de ce vrem să le despărțim? Trebuie să ai educație, dar credință să n-ai. O să hotărăști tu ce-i avea cândva. Stai un pic. Am o grădină, nu? Fiecare aveți. Cei care locuiți la casă, ai o grădinuță. Știi ce? Las-o în voia Domnului, da, de-a ieși pe anul viitor acolo ceapă. Și poate în celălalt an ți-o ieși usturoi și în celălalt cine știe ce ți-o mai ieși. Las-o, dă-i pace, să vadă pământul ăla cea, da, aia, da. O să-ți dea burieni și o să se înțelenească pentru că ăsta e rostul pământului. Și mintea unui om născut în Adam, născut în firea pământească, care e copilul tău și pe care l-ai în familia ta, în casa ta, mintea lui, dacă rămâne fără rod, știi ce o să dea? Pârlog, burieni, asta o să dea. Asta se întâmplă aici, la nivelul minții. Vă dau numai un exemplu. Pune-i în față copilului tău două imagini, atât, două imagini. Într-una să fie desenat un magazin numai cu dulciuri, așa să fie dulciurile acolo și să aibă așa un design atractiv. Și în a doua, o seringă. Copilul tău e bolnav. Întreabă-l, copile, unde vrei să mergem? La doctor? Sau la magazinul ăsta să-ți ia tata niște bomboane? Dar el e bolnav. Înțelegi? El e bolnav. El are febră. Și poate dincolo de febră are altceva și poate că moare. Și el zice, tata, mi-e frică de ac. Așa mi-era și mie de frică, să știți. Eu așa tremuram când mergeam aici, mă duceam mămica la Doamne ferește. Și acum când îmi amintesc, mi-e frică. De frica ce aveam atunci. Dar copilul nu alege acul, nu alege doctorul. El alege dulcele, pentru că aia îi place. Și atunci dacă am un copil, nu? Înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea lumii, înaintea îngerilor și a demonilor, eu să las, copile dragă, alege tu ce-i vrea, ce ți-a plăcea. Păi ce-i place la fire pământească? Îi place tot fire pământească, îi place tot rău, îi place să meargă în jos, asta îi place. Și de ce vine înțeleptul Solomon și spune în proverbe, învață pe copil calea pe care s-ar putea să o urmeze, nu? Trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate. Asta e partea a doua a regulii, a ecuației, cum zicea fratele Matei. Vedeți? Și asta e o ecuație frumoasă. Dacă eu îl învăț când e mic, atunci când e mare, nu se rătăcește de la cale, pentru că eu l-am învățat, i-am trasat calea. Știți dumneavoastră că multe dintre șoselele care sunt actuale în Europa și cu tradiție, șosele de care vorbim că trec prin centrele orașelor, știți de cine au fost trasate? De vite. Mergeau pe vremuri când în locul ăla nici nu exista oraș. Mergea îngrijitorul cu vitele și la vitele plăcea să meargă, uite așa. Și așa au și ieșit șoseaua sau drumul, uite așa, cum mergeau vitele. De ce să tragă copiii noștri sau noi, mai rău? Să le trasăm un drum, uite așa, uite așa, uite așa. Și când vor îmbătrâni, bă, dacă așa mi-o trasat tata, asta este. Și să duce, uite așa, merge în iad. Nu, 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 asta nu vrea Dumnezeu. Strângeți copiii în mijlocul închinătorilor, strângeți-i la templu. Fraților și surori, eu țin minte și acum și să știți că de multe ori stau și meditez la cele părtășii frumoase avute la fratele Andruș, Domnul să-l binecuvinteze. A avut o idee, nu-i genială, cum zicem noi, duhovnicească, de la Duhul Sfânt.
A avut omul ăsta niște copii și s-a gândit cum să fac să-i pun mai bine în brațul lui Dumnezeu. Și a zis, hai să facem acasă la noi o adunare de familie și o stăruință și a făcut una și a fost două și a fost 10 și a fost 20. Și acolo eu, să știți că l-am întâlnit pe Domnul prima dată. Acolo l-am văzut, la fratele Andruș în casă, l-am văzut pe Iisus răstignit și murind pentru mine și am știut că Iisus există. Și acolo mulți oameni și după aici la subsol și după aceea în altă parte și la noi acasă se făceau stăruințe. Atunci ardea focul închinării și Domnul vine și îmi spune, strângeți copiii unde? În mijlocul închinătorilor. Nu-i duceți la ăia care vorbesc contra Bibliei, care vorbesc contra minunilor, care vorbesc contra lui Dumnezeu. Duceți-i în mijlocul celor care strigă Osana, mare împăratul care vine în mijlocul nostru. Acolo duceți copiii voștri, acolo-i de ei, acolo să primească viață. Domnul să ne ajute la aceasta. Observați ce frumos vorbește aici. Au adus măgărița, măgărușul și-au pus hainele peste ei. El a șezut deasupra, cei mai mulți din norod. Și acum uitați-vă în Levitic, în capitolul 23, când aveți timp. Vedeți ce frumos zice Domnul acolo. În ziua sărbătorii, luați ramuri din copacii cei stufoși și ramurile astea, puneți-le acolo și faceți niște corturi. Ori și uitați oamenii să-și facă corturi. Ei erau poate duși în munte, în muntele măslinilor și în alte părți și tăiau ramuri. Și dintr-o dată oamenii ăștia aud ceva. Vine împăratul, cum cântăm noi cântarea, trece Iisus pe aici, sau cum cântăm cântarea, vine Iisus spre cetatea cea sfântă, cu el vin pescarii din țara de sus, cu el vine gloata de sfinți care cântă, vine Iisus, vine Iisus, Iisus trece pe aici, Iisus a trecut și atunci pe acolo. Și ce se întâmplă? M-am dus și eu să-mi fac o colibă, nu îmi fac o colibă, dar las toate lucrurile la o parte. Iau materialul ăla, iau două ramuri, ce-am luat și eu din munte și în loc să le pun așa și să-mi fac colibă, le arunc în fața lui Iisus și încep să strig și eu, Osana, trece împăratul! Am vreme după aceea să-mi tot fac casă, am vreme după aceea să-mi tot cumpăr apartamente, acum este vremea să-mi strâng copiii în jurul lui Iisus! Pentru că trece timpul, copilul meu crește mare, dacă nu-l duc la casa lui Dumnezeu, dacă nu-l duc la închinare, el crește așa cum spuneam, cresc burienile în mintea lui și se duce în lume. Și ce am făcut? Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul copilor din casa lui? Nimic, absolut nimica. Haideți să ne mai uităm un al treilea lucru și apoi vreau să ne apropiem de final. Unde să-i mai strâng pe copii? În mijlocul lucrărilor din templu, activităților din templu. Uitați-vă respectul profund pe care îl au oamenii pentru Hristos. Hainele deasupra, ramurile sub pașii măgărușului. Copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă respectul față de Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Respectul față de Dumnezeu, față de lucrurile sfinte, față de casa lui Dumnezeu. De ce nu-i dai la copilul tău din cina Domnului? Nu? E o întrebare. Pentru că și noi avem copii și stă și se uită la mine, tata, dă-mi și mie. Mă, copile, în Biblie scrie că partea asta e doar a ucenicilor. Tu încă nu ești ucenicul Domnului. El trebuie să învețe că există limite în biserică. Există limite în slujire. El nu poate să meargă să se joace acolo în față, așa cum într-o zi am văzut într-o biserică și m-am mâhnit tare. Niște fetițe s-au băgat sub masa de cina Domnului și făceau acolo hărmălaie de numai. Parcă la nimeni nu-i păsa, până păstorul a zis, rog părinții să ia copiii și să plece de aici, că făceau deranj. În casa lui Dumnezeu trebuie învățați copiii cu respect, cu sfială. Să stea și să știți că noi am crescut în regimul celălalt și era un regim dintr-un anume punct de vedere un pic mai sănătos. Noi eram aici, stăteam, uite așa, aici, aici era banca noastră, după ce am urcat de la podiumul pe care ședeam în jurul anvonului la demisol, cam aici era banca noastră. Și atunci când făceam vreo trăznaie sau pișcam pe cineva sau așa, că eram mulți copii și eram înghesuiți, ne aștepta bătaia acasă, să știți. Ne aștepta pentru că trebuia să stăm cu respect în biserică, nu oricum.
Acum am întâlnit cazuri în care l-a pișcat pe ăla și a venit tata lui ăla și l-a bătut pe ăsta, că de ce l-a pișcat? Să facă un tăier. Nu, nu, asta nu, nu, nu-i de la Domnul, nu, nu. Noi trebuie să-i creștem, să-i strângem în mijlocul activităților din templu, activități care se fac cu respect. Apoi, trebuie să-i aducem în mijlocul activităților și să aibă respect pentru prorocie, pentru prorocie și pentru lucrările lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 8. Ăsta era un gest profetic. Ei tăiau ramuri și le presărau pentru că așa era frumos în fața unui rege, așa se făcea în vremurile acelea. Versetul 11. Cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Era prorocul în mijlocul lor. Și apoi ce să mai vorbim în mijlocul activităților din templu, spuneam. Trebuie neapărat, neapărat în activitățile din templu să includem și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 9 și la versetul 15. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Uitați-vă la versetul 15. Osana fiul lui David. Osana fiul lui David. Atât au învățat și ei. Și ăsta deja era cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Psalmul 118 cu 25, cu 26. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Asta au învățat-o ei acasă. Asta era lecția de acasă. Dar când au venit aici, la casa lui Dumnezeu, în mijlocul închinătorilor, au auzit și ei și n-au putut să reproducă, să învețe tot refrenul acela. Oamenii mai mari știau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine, numele Domnului, Osana, în cerurile preanalte. Copiii n-au învățat asta, dar au învățat primul refren și au început: Osana, fiul lui David, Osana, fiul lui David, Osana, fiul lui David. De ce i-o deranjat cel mai mult pe farisei, pe cărturari, pe învățătorii legii, că zice acolo copiii striga Osana. Păi ce știți voi, mă, copiilor, ce înseamnă cuvântul Osana? Până noi am studiat teologie, nu? Noi știm multe. Ce povestiți voi aici de Osana și de mântuire? Că voi habar n-aveți. Știți ce le răspunde Domnul Hristos? Vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Trebuia să se împlinească ceea ce spune în Psalmul 8, că din gura copiilor și a celor ce suc, ți-ai scos o întăritură de apărare. Și așa s-a întâmplat. De ce? Copiii trebuie strânși în mijlocul lucrărilor și activităților din templu, din casa lui Dumnezeu, cu respect pentru Dumnezeu, cu respect pentru lucrările lui Dumnezeu și să fie învățați cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi trebuie acești copii să fie obișnuiți și cu minunile Domnului. Fraților și surori, trebuie să o recunoaștem, Dumnezeu mai lucrează și astăzi, mai face și astăzi minuni. Slăvit să fie El! Chiar dacă unii nu le văd, dar auzim câte o mărturie și numai ne întărim și numai ne bucurăm. Atunci când ei vin la casa lui Dumnezeu, atunci când ei știu că ei sunt strânși în jurul unui împărat care face minuni, uitați-vă versetul 14, și închipuiți-vă ce s-o mai gândi bieții copiii ăștia la măgăruși, nici nu i-o mai interesat de măgăruși și de circ, cum spunea mai devreme. Păi mă, au venit acolo în templu un șchiop, mă, uite așa mergea, uite așa, uite așa mergea. Și când l-a atins Hristos, o și sărit și a început să fugă. Asta e minunea lui Dumnezeu. Asta rămâne imprimată în mintea unui copil. Așa a fost aici cu fratele Sile Lăzăreanu, pe care Domnul l-a vindecat și a început să fugă și și-a dus nevasta acasă cu Sania. Pentru că Dumnezeu face minuni și astăzi, slăvit să fie Domnul. Și vine un orb, vine un orb, nu și-l văd copil, văd cum merge, cum bâșbâie. Și Domnul se atinge de ochii lui și copiii încep să strige: Osana, fiul lui David, mântuiește-ne și pe noi, atinge-te și de noi, că vrem să venim lângă tine, vrem să ne atingi și pe noi. Dar de ce?
Strângeți copiii, fraților și surori, e o vreme grea, atunci când e furtună, cloșca strânge pui. Așa spunea și Domnul Hristos, am vrut să vă strâng ca o cloșcă, ca o găină care strânge pui. Acum e vreme foarte grea, e vreme de furtună, haideți să ne strângem copiii în jurul Evangheliei, în jurul bisericii, în jurul împăratului nostru, al lui Hristos, și Domnul să ne ajute la aceasta. Copiii trebuie învățați cu minunile. Povestea un frate că în zona asta de Rusia, Rusia comunistă, a fost la un moment dat o fetiță care părinții erau foarte săraci și n-aveau apă. Se ducea undeva la, cred că 10-15 km și aduceau apă de acolo și fetița asta s-a uitat la tata și la mama. Mamă, tată, n-ați vrea să încercăm aici în curtea casei, facem o groapă, săpăm, poate ne dă Dumnezeu apă. Și-or încercat, și-or săpat adânc, 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 dar n-au găsit apă. Și părinții s-au lăsat păgubași. Și fetița au zis, tată, mamă, nu-mi place, de multe ori n-avem apă, e miez de noapte, nu știm cum să facem. Auzi, dacă eu mă rog la Domnul Iisus, oare mă ascultă Domnul? Eu ascultă. Fetița a luat-o în serios și în fiecare dimineață când pleca la școală scria pe un bilețel, Doamne, fă să vină apă în fântâna noastră, și arunca bilețelul în groapă, acolo, în... și iară, în următoarea dimineață, Doamne, fă să vină apă în fântâna noastră, poc, și iară, și tot așa, tot așa, tot așa, în fiecare zi. Într-o dimineață, fetița asta merge cu biletul să-l arunce, când se uită, Doamne, minune, minune. Bilețelele ei pluteau pe apă, a trimis Dumnezeu apă în fântână. A fugit înapoi în casă, mamă, tată, m-a ascultat Dumnezeu, Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor, slăvit să fie Domnul. Amintiți-vă de Agar, Agar stă în pustia aceea și așa de supărată era și de închisă și de fixată, că de multe ori și noi așa suntem de fixați asupra propriilor noastre probleme, că nu mai vedem ceea ce ne trebuie în jur. Era fântâna lângă ea, era izvorul lângă ea și nici măcar nu-l vedea. Și-a aruncat copilul sub un tufiș și aude vocea lui Dumnezeu din cer. Ce faci tu aici, Agar? Doamne, mor, mor că n-am apă. Cum n-ai apă? Știi ce, Agar? Scoală-te și ia-ți copilul de mână. Se scoală, îl ia de mână. Și zice Dumnezeu ceva ce m-a uimit. Să știi că Dumnezeu a ascultat rugăciunea copilului. N-a zis rugăciunea ta, dar copilul ăla să știa ruga, poate numai că gemea sub un tufiș și Dumnezeu i-a ascultat gemetele unui copil și i-a deschis ochii și a văzut fântâna. Ăsta e Dumnezeu care ascultă rugăciunile copiilor, dar copiii trebuie să fie obișnuiți cu minunile lui Dumnezeu. Fratele Tinu Iepure, pe care unii îl știți, e un păstor, un om al lui Dumnezeu, din zona Bistriței. Soția lui era bolnavă de cancer, era chiar înainte, cred, dacă nu greșesc, de 89. Și doctorul spunea că mai durează câteva zile și o să moară nevasta. Disperat, omul avea mulți copii acasă, mulți. Și se duce cu cineva la rugăciune. Și ajunge într-un loc, era acolo un vas de lucru, o soră bătrână. Se uită la el, zice, auzi, frate, nu știu ce problemă ai, dar zice, am văzut o casă, am văzut o curte și am văzut o fetiță. Fetița mergea la poartă și zicea, unde e mama? Și a zis, Domnul, pe fetița asta vreau să o ascult și să-ți vindec nevasta. A început omul să plângă. Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor. Nici măcar nu știut fetița aia mică să zică, Doamne, vindec-o pe mama. Mi-a zicea, unde-i mama? Unde-i mama? Atâta știa să zică. Și Dumnezeu a ascultat o rugăciune sinceră din inima unei fetițe. Fraților și surori, vreau să rămân la gândurile astea, să rămână binecuvântarea peste toți copilașii noștri, dar haideți să strângem copiii în jurul împăratului împăraților, să-i strângem la casa Domnului în jurul închinătorilor și să-i strângem pe copii să fie obișnuiți de pe acum cu activitățile din casa Domnului, să mai joacă copiii voștri acasă jocurile alea frumoase, unul de-a păstorul, unul de-a cântărețul, unul nu știu ce, să mai joacă frumoase jocuri, să știți, le practicam și noi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.